Salut, trader! Este data de 11 septembrie. O să încep cu euro-dolar. Euro-dolar, după cum observăm pe grafic, a avut săptămâna trecută începutul de săptămână. Au fost niște lumânări mici, de tatonare mai degrabă. Joi, după ECB, am avut această lumânare mare de creștere, iar vineri am avut un pin Bun, ce vreau să spun în primul rând, apropo de acest pimbar, este că eu nu l-aș lua în seamă ca un semnal de scădere, chiar dacă se află în rezistență. Pentru că s-a întâmplat vineri, și în opinia mea, mai degrabă sunt marcări de profituri. Marcările de profituri au dus la acest pimbar, nu o putere la vânzare. Se observă foarte clar dacă ne uităm pe graficul weekly că lumânarea de creștere este mare iar codița este, este mică. Eu cel puțin nu o să tranzacționez euro-dolar pentru că eu tranzacționez swing și Proximitatea rezistenței foarte mari din această zonă de 1,2, 1,21 și un pic mai departe nu-mi nu -mi dă încredere într-o într -o tranzacție long. Totuși, pentru tranzacții pe termen scurt, creșterile ar putea continua, iar un prag de suport unde s-ar putea căuta oportunități de cumpărare ar fi acesta din jurul valorii de 1,19. Cu dolar și aici la fel am avut o creștere spre deosebire de euro-dolar creșterea după cum observăm zilele de creștere au fost mai mari începând cu acest bullish engulfing de care vorbeam săptămâna trecută într-un video care putea să ne ofere un semnal bun de de intrare long la fel, lira s-a oprit în jurul acestei rezistențe de la 1.32. Și aici s-ar putea căuta oportunități de cumpărare în jurul valorii acesteia de 1.31, chiar mai jos, 1.3050. Spre deosebire de euro-dolar, dacă ne uităm pe graficul weekly, observăm că dacă sparge această rezistență, următoarea rezistență este la 1.35, deci este loc mai mult pentru urcarea lirei și chiar nu exclud caliera lira să se ducă către 1.35. să dăm. Aici, exact ca și în cazul euro-dolarului, avem acest pin bar. Pin bar este uh, mult mai bine definit uh, în cazul dolarului australian decât la euro-dolar. Uh, la fel, tendința este ascendentă, dar ca și în cazul euro-dolarului, dacă ne uităm pe graficul weekly, observăm că ne aflăm în această zonă de rezistență. Uh, nu cred că va fi spartă așa din prima, chiar dacă chiar dacă va continua mai, mai sus, ar putea exista coborări. Aici nici măcar pe, pe termen scurt nu m-aș avânta long, cel mai bine ar fi ca această pereche să o evitați a, cel puțin din punctul meu de vedere. Asta ar fi strategia, ca să zic așa. USDJPY. Acum o să vorbesc despre două parități care îmi plac în mod special. Una este USDJPY, care după cum observăm, săptămâna trecută a avut această spargere a nivelului de suport. În momentul de față este o revenire. Și se îndreaptă spre acest nivel de, de suport, această zonă de suport, care a fost spartă și să vedem dacă o confirmă ca și rezistență. În cazul USDJPY aș fi foarte atent și dacă aș avea un semnal de sell aș intra în piață. Iar ca și target de profit am spus și săptămâna trecută, aceasta ar fi zona care mă interesează. 105, 50, 106. O altă paritate care îmi place este USD CAD. Aici, dacă observăm, spre deosebire de USD spargerea acestui nivel este foarte puternică, Uh, și uh, paritatea ar putea continua. După cum observăm, s-a dus în 1-2-50, eu ca și target 1-2. Uh, în momentul de față, pare că tendința este tot, uh, tot descendentă și chiar am putea vedea dacă ne uităm pe grafic pe termen mai lung, chiar am putea uh, vedea foarte curând uh, această valoare atinsă. Uh, de la 1.19.80, 1.2. Strategia în cazul acestei parități ar fi să încercăm să vindem corecțiile pozitive. Revenim pe graficul daily. Aici ar fi o zonă de, la 1.23.30, aici ar fi o zonă de rezistență să vedem, să vedem dacă ajunge acolo. Dacă ajunge acolo, chiar ar fi un punct bun de, de vânzare. Cam atât pentru acest video. Vă mulțumesc pentru atenție. Succes în tranzacționare!